Bună dimineața, sunt Vladimir de la Magic Hand Studio, iar astăzi, dat fiind faptul că se apropie ziua femeii, o să facem covorașele bunicii. Pentru aceasta avem nevoie de lână de mohair, o bucată de carton, o foarfecă și un ac de siguranță. Am crestat bucata de carton de o parte și de cealaltă și am început să desfășurăm o ață neagră. De o parte și de cealaltă până în capăt. Alegem una dintre culori. Astăzi eu voi alege acest albastru deschis. Prindem acul de gămălie și începem să țesem. Este foarte important să îmbrățiți, să lăsați mai jos ața. Una de desubt, una deasupra, una de desubt, una deasupra. Evident, se pot face mult mai multe modele, însă se pot alege mai multe culori și mai multe nuanțe. Facem așa. Este un atelier foarte simplu care se poate realiza de către oricine, cu puțină răbdare și cu puține materiale. Iar la final, folosind și doar 3 culori sau 2 culori, chiar și mai multe, putem vedea aici mai multe variante de covorașele bunicii. Un cadou perfect de omagiu pentru mama, bunica, pentru cele care ne încântă.